Bună dimineața! Bună ziua! Bună ziua! La mine l-a stat doar cele. După procedura, da, da. Exemplarul nostru, să vorbim să ne punem. Dar așa să-mi propun. Da, mulțumim. Detectant de privire în sală, da? Sunt coordonatorul grupului de recepționare și verificare a documentelor pe care urmează să le prezentați pentru înregistrarea grupului din Sinchiev. Alături de mine sunt colegile mele, Silvia și doamna Valentina. Urmează să examinăm setul de documente care urmează să ne prezentați. Dar de asta vreau să vă întreb dacă aveți careva obiecții sau recuzări ca de membru grupului. Ok, da? Ce subiect va? 1, 2, 3, 4. Domnule candidat, conform procedurii, dumneavoastră trebuie să completați, transcriți această declarație. Eu m-am pregătit de dictant, da, am învățat. Nu facem. Pur și simplu vă rugăm să transcriți da. Conform regulamentului. Așa de la început eu, da? Da, funcție electorală centrală și copiați tăia dumneavoastră, eu m-am semnat. Mulțumesc frumos! Așa, deci să ne spuneți, ați depusat toate documentele, ce urmează mai departe? Ce urmează? Astăzi am depus actele la Comisia Electorală Centrală pentru înregistrarea grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor. Așteptăm că în cel mai rapid timp vor fi examinate și vom putea pleca în teritorii pentru a colecta semnăturile și în țară și în afară țării. Eu personal tot sunt înregistrat ca colector, să am și eu acest drept. Cam asta. Câți membri aveți în grupul de inițiativă? În grupul de inițiativă 100, așa cum prevede legea. Ieri au venit din toată țara și grupul de inițiativă și alți colegi. Noi de data asta o să mergem așa mai lin, că dacă data trecută le-am colectat, dacă nu greșesc, în 48 de ore, erau peste 20.000 de semnători, de data aceasta, ca să pot reuși să comunic cu mai mulți cetățeni în cele 25 de raioane din Republica Moldova și în diaspora, adică o să facem așa în șeceșor. Cap cumva te înregistrează primul, pe urmă 2 săptămâni de zile stai acasă, nu ai dreptul nici să faci campanie, nimic.